Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Ei bine, eu acum sunt în Eforie Nord, așa că m-am gândit, hai să scriu un mesaj lui Vlad Munteanu și să spunem să ne întâlnim. Așa că asta o să facem. O să iau microbuzul din Eforie până în Mamaia sau trenul până la Constanța și după mă întorc în Mamaia, nu știu cum o să facem. Iar planul e să mergem la o piscină acolo. Bun, deci e timpul să plecăm. Uite, am ajuns la City, bă. Da, în cât timp veniți? Ok, mergem la Starbucks. Da, știu, păi îl văd, sunt fix la mall. Da, bine, hai, pa. Bun, deci decât să nu înțelegeți faza asta, mai bine vă explic eu înainte. Când eram la mall și așteptam pe băieți, Vlad m-a sunat și mi-a spus că o să facă live pe Facebook, iar noi va trebui să ne prefacem că nu știm că o să ne întâlnim, dar de fapt știm chestia asta. Deci știți asta acum, urmăriți în continuare. Plecăm în București, gata. Plecăm. Plecăm la București. Bagă camera în live. Băgăm aici. Wow. Bagă camera în live. Ziceți salut pentru vlogul lui Gami. Nu zice nimeni, bă. Da, o să zic. Salut. Baftă. Așa. Yes, oameni. S-a udat? Hai, fă-ți vlogul. Then suck my dick. Fă-ți vlogul tău. Then suck my big juicy floppy dick. Then suck my big juicy floppy dick. Cam asta a fost și cu acest vlog random. Sper că v-a plăcut secvențele din apă, care nu prea au fost foarte multe. Ba da, au fost multe pentru că am mai filmat după asta, pentru că time. Ne trebuie o priză să încărcăm GoPro-ul. I am the one, the way your time, don't need a gun to get respect. One, do hit-o, bă. You almost broke it. Vlad, ce faci? Vreau să-mi iau pizza, că mor de foame. Bine. Sunt în gură de ospătar. Vlad Munteanu aici, nervos, că nu-și ia pizza. Mi-e foame. Și mie. Vreau și eu pizza cu atoșaj, Ani, vă rog. Și tu? O, pizza prosciută. Unde le-am? La piscină, la ce place. Am mandat cuiva? La cum crezi că a fost experiența comandării pizzai? Am așteptat vreo jumătate de oră să-mi dau seama mai întâi care este postătarul. Eu cred că a fost un mare succes. Iar tu, Cristi, ce faci? Yeah.
Mamă, suntem morți. Suntem morți de triști. Oboseat. Am fost la piscină. Da. Ți-a plăcut? Da. Obositor. A fost ideea mea. Ție ți-a plăcut? Da. Și eu, bă, să vină mamaia. Da, și ce facem? Mergem la piscină. Vlad bine. Aduce cel mai bune idei. Da, exact. Și acum mergem acasă cu super mașina lui Vlad Munteanu. Te duci la hotel. Eu mă duc acasă. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Traversăm total neregulamentar, bă, gamești, piciorul. N-am murit, băieți. A fost foarte bine. N-am murit. Tu ai murit? Da. Acum suntem în rai, dar nu-ți dai seama. Mulțumim! Salut! 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 La revedere! Aveți grijă! La revedere! Ne vedem la București? Nu cred! S-ar putea să fiu plecat! Bun, deci am ajuns și în Eforie Nord din Mamaia. A fost un drum destul de scurt, vreo 20 de minute. Acum ne îndreptăm spre vila noastră. Ok, deci am ajuns și eu acasă, în sfârșit, mă rog, în camera de hotel. Well, ei bine, a fost o zi super faină. Cel puțin, după părerea mea, ne-am distrat super mult, am stat la piscină și n-am făcut absolut nimic, ceea ce a fost grozav. Mie mi-a plăcut, sper că le-a plăcut și băieților. A fost foarte fain, sincer. Sper că v-a plăcut și vouă acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și da, eu am fost Gami. Pa!